Salutare, prieteni! Suntem la Vreau să știu educație financiară. Eu sunt Horia Gustă, gazda dumneavoastră pentru următoarele 50 de podcasturi, alături de care vom avea oameni importanți, oameni valoroși, care chiar au făcut ceva în viață, împreună cu care vom discuta aspecte practice despre educație financiară. Trebuie să-i menționez de la bun început pe partenerii noștri în acest proiect, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Alături de mine se află George Tuță, deputatul George Tuță și totodată chestorul Camerei Deputaților. Printre altele, inițiatorul Zilei Educației Financiare din România, 11 aprilie este această zi și aș putea să spun prietenul pieței de capital al României. George, bine ai venit, mă bucur că ești alături de mine. Horia, îți mulțumesc tare mult pentru invitație și este o onoare pentru mine că sunt primul din această serie de 50 de podcasturi care vor fi cu siguranță extrem de utile. N-am venit cu mâna goală și ți-am adus ceva simbolic. Să ne aducem aminte cu toții de Ziua Educației Financiare, pe care o sărbătorim în fiecare an pe 11 aprilie. E un demers care trebuie să conștientizeze oamenii că educația financiară e despre viață, de fapt. Așa este și uite, scrie foarte bine. Mulțumesc în primul rând pentru cadou. Nu memora, înțelege. E foarte important. Foarte important și trebuie să admitem că am făcut școală și tu și eu am prins și în vremea dinainte de 89. Doar niște șoimii patriei la mine. Puțin așa. Trebuie să recunosc că multă vreme a rămas așa memorați. Ori astăzi viața s-a schimbat, viața a evoluat încât pare că nu mai e nevoie să memorezi. E acea parafrazare foarte interesantă, așa mai plastică, care zice că la școală primești câte o lecție în fiecare zi și la un moment dat ești testat. În viață ești testat în fiecare zi din care înveți o lecție. Cred că astea sunt niște lucruri extrem de importante și educație, dacă căutăm termenul ăsta de educație, ne dăm seama că educația este despre a învăța din experiența altcuiva. A educa pe cineva înseamnă a-i transfera din experiența pe care ai avut-o tu unei alte persoane lucrurile care îl vor ajuta în viață. Și cred că asta e esența educației financiare. Nu putem să învățăm din cărți. Am făcut la școală, am avut economie, ne-a povestit despre istoria monedelor, bagnotelor și așa mai departe, cum au apărut banii, dar nu ne-a împins să mergem la un ghișeu, la bancă, să vedem dacă am putea lua un credit și ce înseamnă o dobândă, ce înseamnă toate elementele alea pe care mai târziu în viață, de bine, de rău, dăm de ele și nu știm cum să ne comportăm. Uite, îți mărturisesc că fiica mea care a terminat clasa 8-a de câteva luni, în clasa 8-a a făcut educație financiară și am constatat, luându-i și eu manualul, că manualul e bunicel. Nu știu dacă e extraordinar sau așa, e bunicel. Dar problema care se pune este că la oră nu se întâmplă exemple practice. Da. Și cred că ce mi-a atras mie atenția într-un mod cumva neplăcut, fiind din zona asta pieței de capital și a bursei, despre bursă și piață de capital o pagină și jumătate într-un manual bunicel. Dar acum, apropo de școală, mai e o singură problemă. În clasa 8-a, copiii învață în principiu pentru a da examenul de absolvire la liceu în limba română și matematică. Da. Ceea ce transferă cumva toate energiile către română și matematică. Acum mă gândesc dacă nu ar fi o idee bună să se mute clasa, dar asta e o discuție de viitor. Ai, înainte să continuăm, să te întreb că eu astăzi nu știu ce face un chestor al Camerei Deputaților. Termenul este unul care vine din istoria romană. Chestorul era cel care monitoriza tezaurul și avea grijă de întreg tezaurul Imperiului, să vadă cum este cheltuit, investițiile în zona militară și așa mai departe. Astăzi, chestorul mai regăsim și în alte parlamente ale lumii, însă la noi în România, el de la începutul democrației românești este o funcție în cadrul biroului permanent al Camerei Deputaților. Camera Deputaților are 330 de membri, e condusă de 12 plus președinte. 4 sunt chestori, 4 sunt secretari și 4 sunt vicepreședinți.
chesturii au grijă ca toate departamentele Secretariatului General care asistă parlamentarii, în comisiile de specialitate, în activitățile de diplomație parlamentară pe care le desfășurăm, în relația cu sediile, cu birourile parlamentare din teritoriu. Toate astea sunt, au o legătură foarte strânsă cu serviciile tehnice din cadrul acestui parlament. Și noi ne asigurăm că ele se îndeplinesc la un nivel corespunzător pentru ca fiecare parlamentar, indiferent de partidul de la care e, să-și îndeplinească activitatea. Asta face chestorul. Mi-aduc aminte că mai erau discuții aprinse deci în Parlament. Nu oprește oamenii pe stradă să-i legitimeze, nu e de la poliție. Nu e de la poliție. Dar știu că erau discuții aprinse în Parlament și mai se auzea să vină chestorii, să vină și suna așa, destul de ciudat, așa că... Da. Lucrul ăsta a fost adăugat că din întâmplări se creează legislație de cele mai multe ori. Și cum am avut suficiente crize în ultima perioadă, ne dăm seama că mereu trebuie să îmbunătățești. Dar la chestor, într-adevăr, s-a adăugat această responsabilitate ca la solicitarea președintelui de ședință să asigure ordinea în plenul Camerei Deputaților. Am văzut cu toții pe la televizor că mai sunt și alte comportamente care trebuie să primească o lecție. Însă și aici, nu vă gândiți că intervenim, că avem arme letale sau ceva. Nici nu cred că e voie, am intrat de câteva ori, practic e interzis. Adică prin dialog și negociere până la urmă. Și aceste manifestări fac parte din jocul democrației. Și fac parte din viață. Până la urmă, oamenii, nu neapărat în România, sunt și oameni care știu să dialogueze, sunt și oameni care știu doar să bată cu pumnul masă sau să vorbească mai aprins. Hai să ne întoarcem la educația financiară. Cum și aici e de bătut cu pumnul masă. Și aici avem multe. Cum s-a născut ideea asta de a genera această lege, care pentru mine e foarte importantă? Mărturisesc că în 2022, când a apărut, am zis, wow, nu venea să cred. Nu venea să cred că există cineva care se gândește și așa, la așa ceva. Da. Legea, în primul rând, mulțumesc pentru cuvinte, sunt mari pentru reușita pe care am avut-o. Foarte important. Am ajuns la acest element al înțelegerii financiare. Fiind deputat de Ilfov, în Măgurele avem, cred că, cea mai mare zonă de cercetători din România, care consumă resurse bugetare, fac niște proiecte extraordinare, dar proiectele alea nu ajung în piață. Și nu ajung în piață dintr-o lipsă de înțelegere economică, zic eu, în primul rând. Pentru că logica în administrația publică este, am un buget, ce fac să-l cheltui pe tot? Nu să mă optimizez, nu să obțin cât mai multe rezultate. Și observând lucrul ăsta în cadrul institutelor de cercetare, care ei aplicau pentru proiecte, scriu acele proiecte, implementează acele proiecte, dar după aia aici moare. Nu vede partea de îmbunătățire a vieții tuturor, că de-aia ai cercetat un lucru ca să-l transpui după aia în viața oamenilor. Și din vorbă în vorbă cu ei mi-am dat seama că lipsește aceste elemente de cum funcționează economia. Și mergând mai departe, mi-am dat seama că esența este educația financiară. Și pentru a trezi la realitate o activitate care se făcea, asta se făcea extrem de izolat. Erau foarte multe bănci care acum 2 ani de zile aveau programe dezvoltate. Banca Națională a României care făcea lucrul ăsta. Institutul de Studii Financiare al ASF-ului care face lucrul ăsta. Dar elemente izolate. Și am considerat că e bine să unim aceste insule de educație financiară prin a celebra într-o zi, în care o zi de muncă, nu o zi liberă, cum suntem obișnuiți ca de la Parlament să mai vină zile libere, știu că nu e prea ok pentru antreprenori, dar să avem o zi de muncă în care să vorbim despre educația financiară. Și mai mult decât atât, în lege am pus chiar responsabilități pentru Ministerul Educației, care e unul dintre cele mai mari instituții din România. Cea mai importantă, practic, pe zona asta. Absolut. Așa, Ministerul de Finanțe, ASF-ul, BNR-ul, să dezvolte programe în marja acestei zile pentru întreaga populație. Deci am considerat că e util să implicăm statul în acest demers al educației financiare,
Pentru că statul este foarte bun a distribui lucruri. Are structuri la toate nivelurile, da? Luăm exemplu Poștei Române, care poate să ajungă în orice colț al României. Toate lucrurile astea pot fi, și apropo fac o scurtă paranteză, Poșta Română are un parteneriat cu Banca Națională a României pentru a educa financiar toți angajații, salariații lor, pentru că ei la rândul lor, fiind educați financiar, pot să îi ajute și pe alții care nu au acces la internet, nu au acces la televiziune și așa mai departe. Tot o paranteză, cred că prin poștă se distribuie și titluri de stat, dacă da, nu mă înșel, și da, normal că trebuie să știi ceva și închid paranteza. Absolut, pentru că una e când cunoști tu și ai experimentat, că vorbeam de educație, mm-hmm, că asta înseamnă să experimentezi ce înseamnă să cumperi titluri de stat, și alta e doar să ai încă un task în plus în fișa postului, că trebuie să vinzi și alea, nu știi ce înseamnă, dar tu trebuie să le vinzi. Și asta cred că e prima regulă a educației financiare, nu? Nu investi în ceva ce nu înțelegi. Asta e cel mai important, așa este. Și asta vreau să te întreb, de ce crezi că, deși ai explicat foarte bine cum e la Măgurele, și pot să spun și eu dintr-o experiență din familie, am doi verișori care cercetători la Măgurele, au fost cercetători la Măgurele, la Institutul de Fizică, parcă așa îi zicea. Horia Hulubei, fizică așa, nucleară. Da, fizică nucleară, și au plecat în Germania. Sunt plecați de 20 de ani în Germania și tot așa nu vedeau, nu reușeau să vadă cumva luminița. Da, adică munca ok, lor, și munca lor, da, era super tehnicieni, foarte buni, profesioniști, oameni, dar nu reușeau extraordinari, să vadă. Oameni extraordinari care au ales Germania și sunt de 20 ceva de ani în Germania, vin o dată pe an în țară. De ce crezi că e importantă educația asta financiară? Și educația financiară e educație despre viață. Cât ești de chipzuit, ce înseamnă să faci o investiție, ce înseamnă să iei o decizie în cunoștință de cauză. Pentru că libertatea asta financiară ți-o poți asigura în momentul în care tu înțelegi că cât valorezi, atâta ești plătit. Și când începi să investești, când faci adevărata investiție aia în tine, atunci poți să te apropii de această libertate și de independență financiară. De multe ori spuneam că cu prietenii 1 milion înseamnă mult, indiferent de monedă. Da, da. Unii ziceau da, alții nu, pentru că pentru fiecare această independență financiară este relativă. Unii sunt foarte mulțumiți să aibă un salariu de 1000 de euro, altcineva vrea 10.000 de euro. Suntem cu toții diferiți ca oameni și trebuie să respectăm lucrul ăsta și trebuie să îl menținem, că vin roboții, nu? Inteligența artificială începe să-și facă treaba extrem de mult în ultima perioadă. Și noi trebuie să fim atenți la acest simbol al umanității, da? La percepția fiecăruia despre realitate, despre cum își vede el viitorul. Și în momentul în care tu conștientizezi că dacă eu știu să lucrez de 5 lei, voi fi plătit cu 5 lei, asta atunci e o discuție complicată cu dacă, dar asta, conștientizarea e bună la final, pentru că astăzi constați în piața muncii, și deschid o paranteză scurtă, că termină absolvenți și vor, ei știu de 5 lei, dar vor 20. Da. Și aici, apropo, ne... Aici e categoric. Noi trebuie să, în primul rând, să nu uităm de unde am plecat. Da? Da. Acum 30 de ani, România nu arăta cum ne dorim noi. România, din punct de vedere al educației, știa doar atâta că exista cec și banii depuși la cec. Azi și cam asta la cec un leu de pui, mâine el va face pui. Da, era... da. Dar atât, lozinca. Nu exista nimic, n-aveai voie să ai valută, nu existau bursă, nu existau fonduri de investiții, nu exista decât cecul, cum spunea, că nu era văzută ca o bancă. Ia cum, nu era Revolut? Nu era Revolut, da, nu puteam să-ți trimiți banii pe telefon, cum se întâmplă acum pe Revolut, dar și băncile au aplicația azi care îți transferă banii instant. Eu am prins în școală acel tichet de alocație în care ți-l ștampila în fiecare lună și trebuia să te duci la poștă să primești banii pe acel cupon. Eu nu mi-aduc aminte de asta, mărturisesc. Dar trebuie să ne imaginăm că de aici am plecat și am sărit multe etape în România și România s-a dezvoltat și economic, și statisticile o spun, fie că vorbim de salariu,
și a trecut și prin suficiente crize financiare, da. Că vorbim de inflația record aproape 300%, că vorbim de eșecul unor scheme. A fost o perioadă grea, 90-2000, a fost o perioadă grea cu lipsă de legislație, da. Cu oameni care erau Eldorado. Păcăliți, erau un Eldorado, erau oameni păcăliți, erau, uite, de aia, apropo de educație, de aia în zona asta, de exemplu, de fonduri de investiții sau în zona bancară, sunt foarte multe reglementări. Da. Pe de o parte, cine lucrează în zona asta își dă seama că nu se poate fără ele. Pe de altă parte, când ești client și te duci la un administrator de fond, stai că trebuie să semnezi nu știu câte formulare. Când te duci la un intermediar, la fel. Când te duci la bancă, la fel, bate, mai și sună o dată pe an sau la 2 ani să-ți actualizezi datele. Și nu înțelegi și ce ai, domnule, lăsați-mă în pace. Deci, iată că educația financiară are și componente juridice, are și componente antreprenoriale și componente economice. Trebuie să înțelegi cum funcționează toate. De ce trebuie să ai un contabil? Sau la ce folosește contabil? Cum citești un document contabil? Lucrurile astea fac parte, la urma urmei, din viața fiecăruia. Și revenind la această ambiție de a evolua, da? Da. Cu toții ne dorim mai mult și cred că și sunt natural. Și, e natural și studii că mereu așteptările sunt mai mari decât capacitatea. Și e natural. Și asta generează oricum evoluție, pentru că când îți dorești mai mult, ajungi problema și la cum o distanță ajungi, mai mare. Că își dorește fiecare. O mașină mai performantă, o casă mai mare, o vacanță. Noi le zicem aici, domnule, fixează-ți un țel. Care-i ținta? Ținta e asta. Dar care e obiectivul? Da. Asta e obiectivul. E de durată medie, de durată lungă. Cel mai lung obiectiv e ăla de pensie. Da. Și eu atrag atenția multora și o spun de multe ori. Nu vă bazați că statul la pensie o să vă dea o pensie care să țină pasul cu inflația, apropo că tot ai zis de inflație, sau cu cheltuielile zilnice. Pentru că statul a făcut două lucruri foarte importante. L-a făcut și pe al treilea. A înființat legislația referitoare la pilonul 2, deci astăzi din contribuția de pe care o avem, de contribuție de asigurări, de asigurări sociale, se duce o parte 3,75 în pilonul 2, doar trebuie să ai un contract de muncă pe care angajatorul, baza căruia angajatorul să-și plătească taxele. A dat de deductibilitate la pilonul 3. Și aici e la fel. Da. Noi cred că la fiecare termen am trebuit să facem o paranteză în care spunem de ce e important. Pentru că dacă tu alegi să lucrezi pe un salariu minim, da? Și restul un plic cum se mai practică. Există zone, că statistica evaziunii fiscale de aici vine. Atunci trebuie să fii conștient că și la pensie contribuția ta o să fie mult mai mică. Da. Și de asta toate lucrurile astea sunt picăturile care formează întregă. Apropo de pilonul 3, că începusem, deci statul ce a făcut? A zis așa, dacă tu angajator contribui cu 800 de euro pe an la pilonul 3, suma asta este deductibilă din impozitul pe venit. Iată. Deci iată o măsură, și am mai făcut ceva, am înființat legislația referitoare la pilonul de pensii ocupaționale, încă nu este decât un administrator autorizat, încă nu e niciun fond autorizat, dar o să vină. Deci, practic, vom avea șansa, poate și noi, cel puțin la momentul acesta, eu sunt beneficiarul voi fi beneficiarul unei pensii de pilonul 1 de stat, de pilonul 2 și de pilonul 3, că nu puteam să nu răspund mâini întinse de stat deductibil 800 de euro pe an de la impozitul pe venit. Dar dacă stai cum zici, dacă stai și zici lucrezi pe salariu minim pe economie și atunci și pensia pilonul 1 o să fie mică și pensia pilonul 2 o să fie mică. Corect. Și atunci n-au cum să țină pasul aceste venituri când ajungi la pensie cu ritmul de viață pe care l-ai avut, pentru că banii ăia în plic care se presupune că banii aceia nu or să mai vină și atunci o să ai doar ce ai pus lună de lună și ne întoarcem, ăsta e obiectivul final. Și asta e la fel, merită o paranteză cu ce ai pus lună de lună, pentru că cred că asta e una dintre greșelile economisirii. Dacă educația financiară are două mari ramificații, da? Economisirea și investiția. Da. Așa, aritmetic vorbind. Economisirea, de multe ori noi o facem, cheltuim și ce rămâne punem deoparte.
Da. Când regulile educației financiare fix invers. Exact invers te învață. Prima dată stabilește ce vrei să pui deoparte și bugetul care ți-a rămas încadrează-te în el. Asta dacă ai ținta, dacă ai obiectivul. Dar astea sunt chestii elementare, foarte mărunte, pe care și noi le ignorăm. Nu de fiecare dată faci așa, dar disciplina asta te poate ajuta să investești. De asta ai și nevoie de un obiectiv. Să-mi cumpăr o pereche de Adidas mai scump sau o mașină sau o casă. Nu trebuie telefon. Să te duci la bancă și gata, imediat ai început cu ratele și vezi tu cum te descurci de la o lună la alta. Trebuie să spunem că băncile, pentru atunci când dau credite pentru asemenea produse care sunt negarantate în marea majoritate, trebuie să se asigure că acel credit este cu o dobândă foarte mare, pentru că e riscant pentru bancă. Da. Pentru că poți să zici de mâine, ok, am luat credit pentru un telefon de 5.000 de lei, nu l-am garantat cu nimica, atunci să nu se aștepte debitorul ca dobânda să fie una redusă, că nu poate fi similară cu dobânda când ai un credit garantat. Iată. Lucrurile sunt, da, iarăși, sunt chestiuni pe care le afli doar dacă te preocupă lucrul ăsta și cred eu că e important. Și mai mult decât atâta, nu sunt lucruri care le afli, sunt lucruri care te costă dacă nu le știi. Te costă. Asta este principala problemă a educației financiare. Cred că cel mai greu lucru este să le spui oamenilor ai nevoie de educație financiară. Că oamenii natural, și sunt și cercetări în zona asta în care mă consider că am cunoștințe financiare, dar la întrebarea ce înseamnă o dobândă compusă n-au știut să răspundă. Mai mult de jumătate din cei care au răspuns că au educație financiară. De asta zic că necunoașterea acestor principii și a nu deschide ochii te costă în buzunar. Și intri într-un curs de aceasta șoarecelui din care îți va fi foarte greu să ieși. Atâta timp cât te împrumuți ca să plătești alte împrumuturi, este catastrofal. Adică e doar un pas până la falimentul personal, pentru că nu poți să... Și de cele mai multe ori avem nevoie de bani în momente de cumpăr, în momente grele. De asta o altă regulă a educației financiare este să spui niște bani albi pentru zile negre. Da. Știi cum zic eu, că apare lebădaia neagră. Știi că lebădaia neagră este după o carte în care e acel eveniment la care nu te gândeai. Și poate cel mai bun exemplu e legat de COVID 2020, când în 17 martie, dacă nu aveai bani deoparte și lucrai în domeniul Horeca sau lucrai în domeniul în stomatologie, practic activitatea ta se întrerupea și nu aveai efectiv cum să ieși din casă să-ți prestezi munca. Da? Sau ce mai erau, frizeri, la fel, activitatea frizerilor s-a întrerupt și așa mai departe. Deci nu aveai cum. Deci dacă nu aveai bani, sigur, a venit statul și a compensat, dar nu puteai să-ți compensezi. Ajunge statul, tu ai nevoie să pui ceva pe masă. Tu ai nevoie să trăiești, să pui ceva pe masă, să-ți plătești cheltuielile, facturile. Nu zic de rate, că și acolo au existat niște măsuri date prin care ratele au fost amânate. Da. Dar ăla a fost și poate ăsta este un exemplu foarte bun. Dacă nu ai bani deoparte pentru apariția lebedei negre, lucrurile pot arăta complicat. Adică inclusiv, cum zici, până la nu putea să pui nimic pe masă, că nu aveai de unde. Da, și atunci, practic, ești sortit eșecului complet. Pentru că, intrând într-un circuit de asta al datoriilor, și presiunea psihică va fi uriașă pe tine, nu te mai preocupă să, mai faci un curs dacă ești frizer și un curs de beauty și să poate să începi o afacere și atunci ești blocat în a asigura a trăi dintr-un fluturaș de salariu în alt fluturaș de salariu. Dintr-un alt, unul într-un altul și într-adevăr mai vreau să zic aici că neavând bani, practic ok, n-ai ce să pui pe masă. De aici probleme psihice care pot apărea. Da? Absolut. Ok. Și sunt, din păcate, în ultima vreme chiar am văzut lucrurile astea din ce în ce mai frecvente și categoric statul aici trebuie să aibă un rol să îi ajute pe oameni să depășească o situație grea, neașteptată. De cele mai multe ori nu este vina oamenilor. Știi, totuși îmi spun mulți oameni, domnule, noi nu avem bani de economisit. Scriu mulți oameni pe Facebook, domnule, nu există bani de economisit. Noi de-abia ne ajutăm de la o lună în alta. Au fost principalele argumente când a trecut prin Parlament ziua educației financiare. Bine, domnule, vorbim noi de educație financiară, dar noi nu avem bani să punem de pe o lună pe alta.
Acum, nu știu dacă ai experimentat și tu, merg destul de des, dar nu foarte des, cu Bolt în București. Și constat că marea majoritate a șoferilor de Bolt sunt oameni care au al doilea job. Și întreb, de ce? Ultima oară, un tip contabil spune, zice, domnule, să știți că jobul meu de bază e contabil. Și zic, și cu toate astea faci Bolt. Da, fac Bolt. Zice, câștig eu cam, spuneam, jur de 900 de lei pe lună, pe săptămână îmi rămâneau, ori 4, 3600, poate cu ceva bacșiș și un pic mai mult. Zic, dar nu te-ai gândit că ai putea să fii mai bun în meseria de contabil și să iei mai multe firme și să faci mai... A, nu. Dar de ce? Că zic, eu nu înțeleg. Adică, cred că dacă iei 4 firme în plus, s-ar putea să faci banii ăștia, sau 5, sau ajungi la o firmă mai mare care poate să te plătească mai bine. Nu, că eu vreau o viață mai relaxată. Și asta a fost un răspuns. Dar mă întorc al doilea job. Știi? Da. Argumentul că nu avem bani să economisim, el poate fi demontat cu al doilea job, dacă vrei să faci asta. Absolut, categoric. Că nu vrei, aștepți fluturașul al doilea. Da, nu poți să scoți capul pe fereastră și să aștepți să cadă. Dar e ușor să comenteze, știi, că totuși oamenii comentează și își exprimă părerile. Și e sănătos să-și exprimă părerile bune, rele. Asta e realitatea. Că așa e sau că nu e așa, studiile, am făcut și noi la Asociația Administratorilor de Fonduri, studii care într-adevăr ne spun că aproape jumătate din populație nu are bani să economisească. Și uite, noi am făcut un exercițiu plecând de la... un calcul simplu pe care l-a făcut Bursa de Valori. Dacă pui 100 de lei sau puneai 100 de lei deoparte timp de ultimii 20 de ani într-un indice bursier, într-un fond care replică indicele bursier, sumele după 20 de ani erau amețitoare, aș putea spune. Și existau așa câteva elemente importante aici. 100 de lei, cu siguranță că nu și-o permite toată lumea, fără îndoială că nu și-o, dar și-o poate permite multă lume, 100 de lei. Cel care nu și-o permite e fumător. Probabil. și 20 de ani. Asta înseamnă perseverența, disciplina. Și rezultatele, da, disciplina. Și noi am extrapolat la asociație și am zis, dar ce ar fi dacă atunci când ți se naște copilul, cu excepția situației când naște, se face vine copilul pe lume, pentru a încasa alocația, dacă doar alocația îi pune-o deoparte. Un exercițiu foarte simplu, sumele sunt și mai și, adică am calculat... Da, și aici la fel s-ar putea să fie acest care... argument că, domne, oamenii trăiesc din alocația respectivă, că n-au cum să o pună deoparte. Dar lucrul ăsta trebuie să conștientizăm, că cât poți face, cu atâta ești plătit. Dacă nu mergem... să ne instruim. Nu zice lumea că toți trebuie să fim ingineri sau doctori sau... medici nu știu sau tâmplari sau nu știu, fiecare... E nevoie de foarte multă diversitate în zona asta forței de muncă. Românul oricum este creativ prin ADN-ul pe care îl are. Știe să se descurce. Ideea e că noi trebuie să transformăm acest descurcat în inovator, în antreprenor, în a... se gândi să producă mai mult, nu să câștige. Dar în momentul în care produci, ai și tu partea ta, ți este munca ta este remunerată. Exact. Da. Și începi să te dezvolți și începi să crești. Lucrul ăsta trebuie să încercăm să-l imprimăm cât mai multor oameni. Cei care au avut șansa ca noi să ajungă la școală, să facă facultate, dar mai ales cei care nu au avut această șansă și trebuie să ne gândim și la ei și să îi aducem, pentru că excluderea lor este tot un cost pe care noi care contribuim prin taxe și impozite trebuie să-l suportăm. Pentru că, asta zic, sentimentul ăsta de a fi uman trebuie să-l avem și trebuie să îi ajutăm și să-i scoatem din aceste zone extrem de limitate. Vorbeam cu cineva legat de, domne, nu vorbi acum de POS la țară, că oamenii nu au ei carduri, n-au POS-uri. Da, e adevărat, nu au, dar în același timp nu au nici acces să-și cumpere cu o ofertă mai bună, o cositoare care să-l ajute la câmp de pe un site care îl aduce gratuit acasă. Sau chiar de pe marketplace-ul, de pe o rețea de socializare pe care sigur au cont. Da. Nu au card, dar sigur au cont acolo și e un marketplace și ar putea să
comande, având cardul la dispoziție, acolo. Și de asta, astea sunt niște elemente pe care dacă noi le ignorăm, nici nu o să se poată genera bulgările de zăpadă în care cât mai mulți români sunt incluși în circuitul ăsta financiar. Apropo că spuneai de oamenii de la țară, da, în România astăzi se pare că 44% e populație rurală și restul e populație urbană. E o pondere mare de populație rurală. Eu zice că și aici cifrele s-ar putea să fie ușor alterate pentru că avem foarte multe comune limitrofe unui urban, urban mare și ei sunt considerați mediu rural, dar da, fiind deputat de Ilfov, asta ai simțit 80% cumva din comune sunt cu un nivel sunt de dezvoltare a cetățenilor bine, mult mai mare. Bucureștiul e o excepție, poate Clujul, dar e adevărat, cred că orașele cam mari... Cam peste tot, orașele au... mari aduc în zonele limitrofe sunt de ce spun comune asta? Foarte bogate. De ce spun asta? Pentru oameni... că încerc să mă gândesc cum am ajuns, că spun multe studii statistici, am ajuns să fim pe locuri codașe la educație. Și mă tot întreb cum am reușit să fim așa codași. Adică, ok, ai spus-o de la început. În condițiile în care eram, nu prea erau topuri de olimpiade internaționale care să nu includă români. Și acum. Aminte, cred că acum câteva săptămâni la olimpiada de geografie. Nu mai zic de cele de IT, nu mai zic de cele de fizică. Deci sunt vreo 10 medalii vârfuri la nivel de elevi pe care le-au câștigat la olimpiada internațională. Deci avem vârfuri, vârfurile alea nu se creează așa peste noapte. Da. Vârfurile alea sunt pregătite de profesori. Sunt pregătite de profesori mulți, de licee, de școli. Da. Deci avem niște vârfuri deosebite, dar avem situația asta. Probabil că un element l-ai spus și tu. Este acela că în urmă cu 30 de ani, practic, noi nu aveam nimic. Da. Nu știau părinții noștri, n-aveau de unde să știe. Adică nu-i putem acuza că nu știau că puteau să învețe, dar nu au învățat. A mai fost un element fundamental, pentru că dascălii pe care îi aveam și-au dat seama că pot face într-o societate capitalistă, fiind oameni educați, au văzut oportunitățile. Și atunci au părăsit școala. Da. În locul lor au venit oameni care și astăzi vedem că încă tragem, că sunt tot felul de suplinitori care nu reușesc să iau un examen de titularizare, dar sunt oamenii care pregătesc copiii noștri și cred că acest cerc vicios sau... Păi, e o situație pe care nu trebuie să o ignorăm. Nu trebuie să ne gândim că profesorul este cel mai pregătit om pe care îl are România. Nu suntem în situația asta. Hai să ne uităm la realitate și să începem să lucrăm de acolo. Că aici cred că este marea noastră greșeală strategică și în general a noastră a politicienilor. De cel mai multe ori anunțăm că vrem să fim primii, să fim hub-ul în această regiune, să fim top în zona cyber security. Da. Eu cred că noi ar trebui să ne propunem să nu mai fim ultimii. Hai să ne propunem să fim penultimii anul următor. Uh-huh. Și după aceea să mai urcăm încă un loc. Cred că dacă ne schimbăm această gândire, da, din dorința de a fi cei mai buni, care nu e realistă absolut deloc, în a progresa, eu cred că aici vom avea de câștigat. Dar pentru a progresa trebuie să măsurăm și să fim onești cu noi. Da? Să ne întrebăm orice și să răspundem cu date. Că datele știm că nu au sentimente, nu mai cifrele ascund. Vorbesc concret, nu trebuie să nu le interpretează. Au o limba lor, exact. Au o limba lor, așa. Pe care o înțelege toată lumea. Și atunci, dacă noi avem date reale, pe care ne bazăm și începem să avem niște politici reale, una este foarte simplă. S-a tot vorbit de ea și nu e o laudă, e făcută oricum foarte târziu. S-a vorbit că în sistemul de educație sunt foarte multe școli cu toaleta în curte. Așa era. Acum cred că sunt sub 200 de astfel de școli din cele 30 și ceva de mii de clădiri de școală din România. Da, uite, vezi, stai un pic, doar o paranteză. Noi vorbim de asta, dar uite, eu am fost acum câteva luni la Universitatea, cred că Valahorum, aici din Târgoviște. Arată excepțional. Valahia. Arată excepțional. Da. Deci noi vorbim numai că sunt 200. Ar să fie, ori fi 200. Dar dacă vă duceți la Universitatea Valahia, deci arată excepțional. Este o clădire absolut nouă, arată într-un mare
Mare fel. Deci noi reușim să scoatem da. Lucrurile care nu ne plac în față. Hai să le scoatem și pe astea. Da, bune, nu, în față. Suntem, nu ne place să... Da, e, da, suntem, da, nouă ne place mai mult partea asta negativă. Dar uite, ăsta este exemplu. Jumătate de pahar e gol. Mai mult ne uităm la... Nu ne uităm da. Că poate fi umplut. Exact, da? Exact. Ne uităm la partea pesimistă, da. Negativă. Problema la școală, iartă-mă că te întrerup, este că, într-adevăr, cred că, deci nu n-avea cine să știe educație financiară da. După 90. Nici măcar profesorii n-aveau de unde să știe. Da. Hai să fim realiști. Da? Eu când am fost în clasa 11, prima oară când am interacționat cu economia, în anul 1995, mărturisesc că azi mi-aduc aminte absolut nimic, aveam aceeași profesoară care ne-a predat filozofie, economie, logică și încă ceva. Nu mai mi-aduc aminte ce. În ani diferiți. Acel profesor nu avea cum să știe. Nu avea cum. Da? Mm. Și mai e ceva ce constat eu. Eu mi-aduc aminte, iartă-mă că te întrerup, mi-aduc aminte din lecțiile pe care le-am primit la economie, de una pe care am primit-o în pauza orei de okay. economie, când erau becurile aprinse pe hol și profesoara de economie a venit și a stins becul de pe hol și ne-a zis așa, resursele sunt limitate. Și asta a fost o lecție pentru mine pe care atunci n-am înțeles-o, eram prea mic. Dar odată ce am înaintat în vârstă, mi-am dat seama cât de important e acest lucru și că și cel mai important este timpul ca resursă. Da, și că e foarte limitat. E și o carte, 4.000 de săptămâni. Cam atâta suntem în medie pe acest pământ. Ca să mă întorc la profesori. Deci ei n-aveau cum să știe. Da? Acum ai spus și tu mai devreme, sunt multe autorități care fac o treabă excelentă pentru educație financiară. Da. Începând cu BNR, ASF, Ministerul de Finanțe, ba chiar acum de curând am văzut că a fost o tabără de vară de educație financiară, BNR, ASF și încă cineva. Da. Multe bănci fac educație financiară. BCR, poate că cea mai renumită e cea școală de bani a BCR, care s-a dus în foarte multe zone, dar și multe asociații profesionale fac educație financiară. Și cu toate astea, exact cum ai zis, singura entitate care ajunge pe peste tot în toată România e școala. Da. Ce îmi spuneau niște prieteni de-ai mei de la ISF, se pare că vin tot mai mulți profesori, pentru că în clasa 8-a cineva trebuie să predea educație financiară și vin tot mai mulți profesori la ISF care să se școlească, pentru că e foarte normal să spui, dom'le, nu știu cum să mă duc eu în fața copiilor de clasa 8-a care poate au părinți care știu, lucrează în domeniu. Asta e o chestie pe care am remarcat-o de multe ori. De obicei, când ești ori într-o țară străină, ori un străin se apropie de tine și te întreabă ceva și nu ai înțeles, ai tendința de a zice da. Da. Că ai înțeles, că nu știu. Dar rușinea asta de a spune că, bă, nu mă pricep, nu știu educație, cum să fac educație financiară. Doar întrebarea asta pe care, sau răspunsul ăsta pe care să ți-l dai ție singur, evaluarea asta, să ți-o dai ție, asta te face să începi educația financiară. Bă, nu știu. De aici, dacă nu știu, trebuie să fac ceva să știu. Da? Vreau să știu. Exact. Ăsta e primul pas în educația financiară. Avem în ADN-ul nostru, ne pricepem la tot și facem tot. Da. Noi, pentru că nu ne învață nimeni să spunem nu știu sau nu pot sau nu am timp. E foarte greu să spui asta. Da, și oricum noi am... generația mea a fost copilărită în acest, sau mă rog, a fost educată în acest spirit. Fiind de părinții erau la servici, vacanțele de vară la țară și acolo lecțiile pe care le primeai despre educație financiară erau cu banul e ochiul dracului. Nu te împrumuta la bancă că plătești dobânzi toată viața și ai să fii sclavul băncii, altă sintagmă pe care eu mi-o aduc aminte de la ai mei părinți. Exact. Și cam ai să termina. Și erai foarte recent și era și o rușine să vorbești despre bani. Nu puteai să spui câți bani ai, că nu, de ce să afle vecinul câți bani avem noi? Nu, mamă, să nu spui că am vândut un apartament. Lucrurile astea, dialogul ăsta trebuie să-l avem extrem de deschiși cu copiii și să vorbim cu ei despre bani. E important să înțeleagă rolul banilor. Reușești să le transferi copiilor tăi din experiența ta de viață sau de cunoștințele pe care le ai în această zonă? Încerc să...
le explic, în primul rând, că dacă muncesc, banii se câștigă prin muncă. Mergem la serviciu, mergem la muncă, trebuie să muncim. Ok. De asta e foarte important pentru ei să înțeleagă principiile acum, că sunt foarte mici, 46 ani. Dar am descoperit un lucru pe care nu știam și e din 2018 în România. Îi zice titluri de stat junior. Da. Care pentru mine a fost o investiție pentru a mă disciplina. Și am mers la trezorerie să le deschid aceste conturi de investiții. Pentru cine nu a auzit de aceste titluri de stat junior, au fost odată cu centenarul lansate, prin care tu depui lunar sau e important să strângi 1200 de lei până la finalul anului. Adică în 100 acel cont, de lei în medie pe lună, o sumă ok, la îndemâna multora. Iar statul îți dă o dobândă de 3% și încă 600 de lei cadou. Wow. Deci la finalul anului, dacă tu depui, ai o dobândă de 3% plus încă jumătate din suma pe care tu ai depus. Wow. E adevărat, asta în primul an e 600 de lei, e în regulă, că înseamnă 50%. În anul următor, 600 de lei înseamnă mai puțin. Tot dar e 3% în continuare, care, hai să zicem că acum poate înseamnă puțin. Nu sunt bani mulți, dar asta cred că și pentru noi ca părinți sunt important să spunem că, uite, 10 ani de zile ți-am pus în acest cont, ăsta ai făcut 18 ani, ești major, că asta e singura condiție, că poți să le execuți când copilul doar face 18 ani. Și uite, ăștia sunt banii tăi să începi ce-ți place ție, să-ți transformi pasiunea într-o afacere sau... Și revenind la copii, încerc de fiecare dată să înțeleagă că în această economie în care trăim există reguli. Și când mergem la magazin, le spun că poate să-și aleagă ce vor ei, dar la casă trebuie să rămână cu un singur lucru pe care să îl cumpere. Acum fetița, pentru că a crescut un pic și e pasionată de a-i picta pe toți copiii de pe stradă pe față, soția mea i-a dat ideea de a se face antreprenor și a merge să-i cumpărăm un scaunel și o măsuță și să meargă în parc și să-i picteze pe alți copii pentru treaba asta, că e o practică în comunitatea noastră, copiii care își vând jucării, aceste mici antrenamente care să-i pregătească. Lucrurile astea noi le vedem frecvent în filme, în toate filme pe care le urmărim, dar nu le conștientizăm, pentru că noi nu le-am făcut. Să știi că se întâmplă în cartierul Cotroceni, se întâmplă un exercițiu similar în care oamenii își scot în fața porților diverse obiecte pe care vor să le vândă. Da. Asta am aflat-o acum de câteva luni de la un coleg de birou, că zice, uite, în acest weekend și își face fiecare, ori o limonadă, ori un suc de nu știu care, își scoate diverse lucruri pe care să le vândă. Conștientizăm lucrul ăsta în momentul în care schimbăm casa în care locuim, când ne mutăm în altă parte, ne dăm seama că avem o groază de lucruri pe care nu le-am mai folosit de atâta timp. Care cu siguranță s-ar putea să fie foarte importante pentru alții. Ori pentru alții care nu-și permit sau pentru alții care zic, wow, ce jucărie, sau te apucă nostalgia că vezi niște jucării de acum. Care ți-ai dorit-o când erai tu copil. Reușim să ne apucă nostalgia așa. Despre asta asta încerc eu cu copiii, aș fi tare curios un practicant al serviciilor financiare. Eu cu fiica mea, care deja e mare, are 15 ani, bineînțeles, toate nevoile din lume, de la telefon scump, Adidas scump și așa mai departe, eu nu-i cumpăr bunurile. Eu îi dau banii, e adevărat, întotdeauna cu măsură să vedem ce poate să facă ea, pentru că în momentul în care își dă ea singură toți banii din buzunar și vede buzunarele mele goale, atunci are o problemă. Și de asta îmi dau seama de câteva luni, pentru că mergeam împreună la magazin și cumpăram tot, plăteam și cu asta. Copilul nu înțelegea. Și acum zic, fiind mare, unele, multe lucruri și le poate alege singură. Endorfină era un moment în care primea ce exact. Avea, iată, bunul ce trebuiau. Trei plovere. Luăm trei plovere. Două perechi de blugi. Luăm două perechi de blugi. Nu, ăștia sunt banii. Și a înțeles, uite așa, a înțeles de aproape 2 ani că mai bine îi mai rămân și niște bani. Și ce, ia stai așa, că nu mai mă duc eu să iau marca aia de blugi, că pot să iau, sau cel mai bine a fost, cel mai relevant a fost acum câțiva ani cu un ghiozdan. Și a dorit acel ghiozdan care costa foarte mult.
I-am dat eu toate argumentele din lume, nu vreau acel ghiozdan. Bine, ia acel ghiozdan. Bineînțeles, acel ghiozdan, că se mai întâmplă, na, se strică. Zic, dar fii atentă, cu banii aceia îți luai 5 ghiozdane. Și atunci i-a rămas în minte că ar fi putut să-și cumpere un ghiozdan, poate nu aceeași calitate. Bine, dar mai e ceva acum la copii. Lucrul ăsta noi îl făceam când mergeam să cumpărăm pâine sau sifoane. Exact. Restul mai ne rămâne. Să mai rămână 25 de bani. Da. E, asta când ea rămâne fără bani și își dă seama că rămâne fără bani, asta îi generează ceva aici. Da. Că de fapt educația este despre a fi conștient la finalul zilei când aduni sau lunii. Da. Pentru toate categoriile de oameni, chit că salariați, studenți, antreprenori, la finalul bogați lunii, sau săraci. Bogați sau săraci, la finalul lunii, toată lumea trage linie și zice, mi-au intrat atâția bani, am cheltuit atâția, nu mi-au rămas bani. Da. Deci trebuie să schimbăm ceva. Cred că educația este pentru toți. Da. Și pentru firme. Trebuie să. Pentru că știi, acum la firme e ușor în București sau în orașele mari. Sunt firme mai mari și își apelează la contabili sau directori financiari sau juriști sau oameni așa. Dar în România reală, care este și la Zalău, și la Târgu Ogna, de unde locuiesc ai mei părinți, și la Botoșani, nu toată lumea își permite un director financiar. Absolut. Sau dacă își permite un contabil, el n-are cunoștințe de financiare să știe ce face cu banii firmei, să știe pentru firmă că poate să apeleze la bancă pentru un credit. Dacă e activ sau pasiv. Da, că poate să apeleze la bancă pentru un credit, dar poate să apeleze la piața de capital pentru obligațiuni. Da. Sau că de fapt obligațiunea îți dă confortul că nu plătești lună de lună, ci plătești numai cupon, care exact. Cupon înseamnă 1 la 3 luni sau la 6 luni sau chiar o dată pe an. Deci, România reală este despre oameni care au bani sau care nu au bani, despre oameni care sunt antreprenori sau nu, despre omul de la service. Da? Toată lumea trebuie să știe, poate și cel mai important e că nu știu să apelez la cineva care se pricepe. Da, să știi unde să suni. Am două povești foarte interesante. Una de la un antreprenor care face cursuri de dezvoltare personală, de educație financiară și a dat seama că nu avea rici, n-ajungea la oameni și oamenii nu prea îl băgau în seamă când vorbea despre educație financiară. Și atunci a transformat lucrul ăsta în ceva mult mai catchy. Și le-a zis, te ceri cu soția? Este de la bani? Hai la noi să facem niște cursuri ca să vezi exact. Cum poți să evizi lucrul ăsta. Exact. Că la urma urmei e, încă o dată zic, despre viață. Și o poveste de viață, în Ilfov suntem parteneri cu Școala de Bani, că asta e o altă chestie bună în educația financiară, că sunt instituții private care sar gardul școlii și intră în școală și le spun copiilor cu realitatea cum arată. Și îmi povesteau despre experiență pe care au avut-o cu un cuplu din Cluj, care că prima regulă la ei în cursul lor e să-ți faci bugetul personal. Venituri, cheltuieli, așa, și dorințe. Aha, okay. Și ei și-au dat seama, cuplul acela și-a dat seama când au pus cheltuielile și veniturile pe aceeași foaie și-au dat seama că cheltuie foarte mulți bani pe cumpărături și și-aduceau aminte că mergeau în supermarket, stăteau 2-3 ore pe acolo și cumpăreau toate lucrurile de care nu aveau nevoie, pe care mai apoi expirau, le aruncau dacă era mâncare sau uitau de ele că le au acolo și au dat seama că, bă, uite, aici cheltuim foarte mulți bani. Hai să reducem aici. Și cum au făcut lucrul ăsta? Au stabilit că după 40 de minute de shopping ies din magazin. Cu ce au în căruciorul de... Aia au plecat. Da. Asta am reușit să strângem până acum, asta luăm. Data viitoare poate reușim să îndeplinim toată lista. Și prima experiență, după 40 de minute, soțul a plecat și a lăsat-o pe doamnă în magazin, așa, dar la al doilea vizită la supermarket s-au încadrat, iar în a treia, s-au încadrat în timp, nu în lista de cumpărături cu ce aveau nevoie, iar în a treia situație le-au bifat pe amândouă și timpul sub 40 de minute și lista de lucruri necesare de care aveau nevoie. Astea sunt niște elemente simple de comportament, de disciplină financiară, ca la urma urmei risipa ne costă pe toți și nu o vedem.
Și risipa și ideea de a încerca să mai, și o să mai, o să povestesc în podcasturi ce poți să faci cu banii și în ce poți să investești și să te asiguri că și înțelegi, ai spus-o și tu, da. Că trebuie să înțelegi ce faci, știi, e foarte la modă. Există fel și fel de instrumente, nu le zic financiare, instrumente în care poți să investești, despre care știi doar că or să crească. Și este la modă, a fost multă vreme în ultimii ani, pentru că nu au nicio regulă de publicitate, cum este zona financiară reglementată. Și atunci, având mână liberă în a spune, uite, produsul ăsta o să crească, nu știi cum, nu înțelegi cum și zici, hai să pun și eu 200 ce de euro. Ce e o criptomonedă. Da? Și atunci oamenii s-au aruncat cu banii acolo. Sigur că se mai întâmplă falimente. Dormi liniștit, veghează. Da, exact. Dar dacă înțelegi ce faci, înțelegi că de fapt s-ar putea ca acei bani ai tăi să se ducă într-o zonă de risc pe care, care nu-ți place. Și pe care nu ți-l permiți. Asta e extrem de important să înțelegem că deciziile pe care le luăm, indiferent de decizie, are un risc. Și dacă ne asumăm riscul ăla, da, e ok să pot pierde banii ăștia, da, fac această investiție. Dacă nu-mi permis să pierd banii, nu ar trebui să facem investiția. De asta sunt lucruri, cum ziceam, despre viață, despre cum să te comporți în educația financiară. Mai mă întorc la un lucru. Începusem eu să-l spun. Cred că școala trebuie să se aplece mai mult spre zona practică și din asta se rezulte că, de fapt, trebuie să te duci să citești, să înțelegi cum funcționează. Pentru că astăzi timpul de a citi nu mai e cel de acum 20-30 de ani. Dorințele, lucrurile pe care le poți face cu telefon, tabletă, laptop sunt mult mai multe. Cum reușești să devii catchy față de copii, față de studenți? Și față de studenți mi se pare mie cel mai dramatic, pentru că intră în câmpul muncii și ei știu de 5 lei și cer 20, pentru că de ce să nu ceară? Da? Și atunci trebuie să-i faci catchy. Cum îi faci catchy? Cu întrebări practice, concrete. Și uite, pot să spun că ISF-ul a făcut parteneriate, de exemplu, cu multe facultăți și academii, a făcut niște proiecte foarte bune, Academia de Investiții și Academia de Asigurări, și s-a dus în facultăți, în toate facultățile din România, cu diverse cursuri, cu premii, și a constatat că sunt și studenți foarte buni. Da. Sigur că sunt și studenți pe care nu-i interesează. Și asta e, așa e și în societate. Fiecare, da, categoric. Nu, adică nu putem să blamăm pe nimeni. Și nici nu ar trebui să ne așteptăm să fie diferit. Că nu e doar la noi, nu suntem unici pe acest plan. Nu suntem unici, fel e peste tot. Sigur că unii zic, nu mi-ai explicat tu mie, lasă că știu eu. E, lasă că știu eu, asta nu reușesc să înțeleg. Lasă că știu eu. În vreau să știu. Da, lasă cum că îl transformăm. Da, da. E... categoric, cu cât facem mai, cu cât îi atragem pe oameni către zona asta de educație financiară și nu îi obligăm, nu îi forțăm, cred că avem mai mult de câștigat. Conștienți. Da, adică ei trebuie să găsească un incentiv, o chestiune care pe ei îi avantajează. De asta noi trebuie să, cum dădeam exemplu antreprenorului, că nu le zice oamenilor să se educe financiar, ci să găsească o soluție în relația lor personală când e vorba de bani și cum ar putea să procedeze. De asta zic că trebuie să îi atragem, pentru că forțându-i s-ar putea să îi pierdem pe drum și o să avem această reticență la schimbare. Pentru că chiar dacă noi tot timpul ne dorim, sunt celebrele desene cu cine vrea să schimbe lumea, eu, cine vrea să se schimbe, niciunul. De asta... oamenii sunt rezistenți la schimbare și această schimbare trebuie să o respectăm, să o înțelegem și să încercăm să îi atragem în zonele acestea care le pot genera un confort mai mare. Așa este. Și nu trebuie să ne fie frică, trebuie să avem curaj. Aici cred că e... și să încercăm toate metodele. Treaba asta cu ziua educației financiare... categoric au fost mulți colegi care au zis, bine, încă o zi financiară, că o să depășim încă o zi pe... care să o punem dar noi ca parlament. Liberă. Dar nu este o zi liberă. Hai să o spunem încă o dată. Nu este o zi liberă deloc. Ba chiar se potrivește și cu săptămâna altfel de la școală anul acesta s-a potrivit. Bine, ea este legată oarecum de votul care a fost dat pe înființarea Băncii Naționale în România în 1880.
că BNR-ul are ziua BNR-ului pe 19, că pe 19 a fost publicat în Monitor oficial, iar pe 11 a fost dezbaterea în Parlament. Ah, wow. Și atunci, de asta am ajuns la ziua de 11 aprilie. Dar au fost mulți colegi care au zis că încă o zi, că o să depășim numărul zilelor calendaristice cu aceste zile pe care le facem noi. Și e din contră, cred că e o treabă bună, pentru că toată lumea se activează în ziua aia, știe că are ceva de făcut, are un obiectiv. Școlile au început să facă, am reușit și la legea bugetului să pun un buget micuț la Ministerul Educației pentru a celebra acest eveniment și l-au distribuit în toate județele și fiecare școală a primit sarcina să organizeze ba o festivitate în care se cheme un partener din afară, ba o competiție pe zona asta de întrebări despre educație financiară și a existat un raport complex la Ministerul Educației despre ce s-a întâmplat în toate școlile din România și asta cred că e un pas important, că în toate școlile s-a vorbit despre lucrul exact. Ăsta. Pentru că mă gândesc că în clasa 8-a la educație financiară n-au chemat pe nimeni, din păcate, dar sigur că așa e, așa începem. Da. Trebuie să mișcăm ceva. Eu absolut. M-aș fi bucurat, mi-aș fi adus aminte în clasele 9-12, dacă ar fi adus școala pe cineva, să zică, ia uitați să vă prezinte domnul sau doamna X despre această materie. Că sună profesorul, la un moment dat zicea, îl văd și azi, îl văd și mâine, săptămâna viitoare. Dar când aduci pe cineva din exterior, îți dă alt unghi. Și exact. S-ar putea să te capteze, știi? Da, și astea cred că sunt beneficii reale pe care le putem aduce acestui sistem care, na, e greoi în România, sistemul de educație. Avem acum niște legi noi care ar trebui să își vadă efectele, dar oricum nu se oprește la școală educația financiară. Și asta e un alt lucru despre care, cu siguranță, veți vorbi în episoadele podcastului, că nu trebuie să ne oprim niciodată din a pune întrebarea asta cu vreau să știu sau cum să fac. E adevărat, viața evoluează, dar nu poți să zici la 25 de ani, hai să zic că am terminat facultatea și așa, nu, pentru că una e la 25 de ani ai niște venituri, la 35 de ani ai niște venituri, ai și niște dorințe, la 45 ai sigur, alte aproape priorități. Sigur și niște copii, alte da. Priorități și pensia vine, știi, eu spun de multe ori, obiectivul principal da. E pensia, pentru că ne uităm de multe ori și te duci prin alte țări și vizitezi diverse țări și vezi oameni la pensie care sunt în croaziere, care se plimbă și zici, oare cum de ei reușesc? Și la noi viața arată diferit. Poate să fac o confidență. Când eram mic, primeam și eu întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare și de fiecare dată răspundeam că vreau să mă fac pensionar. Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, era pensionar din mină și avea o pensie cât părinții mei salariile la un loc. La un loc. Wow. Și vedeam copil, el e acasă, nu se duce la servici, vine poștașul în fiecare lună și îi aduce o pensie foarte mare. Și atunci am zis, asta vreau pare a fi un poștaș. Job potrivit da. Pentru mine. Dar categoric, în Statele Unite am citit o cercetare că decizia de a alege fondul de pensii este mai dureroasă decât decizia de a merge la dentist. Îi creează mai multe dureri de cap americanului decât a merge la dentist. Și știm care cu toții că frica de scump. Dentist... Trebuie să o spunem și că e foarte scump, serviciile stomatologice... Deci pentru el decizia asta e mult mai grea. Noi nu ne gândim la lucrul ăsta. Știi care e mirarea? Că termină studenții facultatea și spun niște studii că peste 90% sau 95% din studenți nu și aleg fondul de pensii. Că azi când intri prima oară în câmpul muncii, ai posibilitatea să-ți alegi fondul de pensii și peste 95% nu o fac. Și asta e o mirare, sigur, poți să zici, domnule, când iese studentul, nu se gândește la pensie. No. Păi uite, eu pot să spun despre mine că cotizez din anul 2008 și am strâns niște bani interesanți acum în pilonul 2 de pensii, chiar și în pilonul 3. Sigur că ei nu se văd mâine. Sigur că o să zic, ai, pun 100 de lei, sigur, sau pun 3%, nici nu contează. În momentul în care o să apară din ce în ce mai mulți oameni care sunt beneficiari ai pilonului 2 de pensie, atunci cred că o să crească și încrederea. Da. Pentru că educația financiară este un mix între
încredere și acces. Da. Da? Să avem acces la informație, să avem acces la instrumente financiare și doi, să avem încredere în lucrurile astea. Pentru că iei banii proprii din buzunar și îi duci către o bancă, un administrator de fond, un broker sau, eu știu, un asigurător cu unit-link. Și nu trebuie să fim timizi aici noi ca stat, pentru că avem experiența listării hidroelectrică, în care de 4 ori mai mulți oameni decât se așteptau ei au fost... Apropo de hidroelectrică, trebuie să spun un exercițiu pe care l-am făcut cu fiica mea. I-am explicat, uite cum stau lucrurile cu hidroelectrica, zic, uite, după părerea mea, există șanse mari ca la listare să existe un randament spre 10%, estimam eu, nu știu, că n-ai de unde să știi. Și am zis lui fiica mea așa, orice sumă mi-o dai tu mie, eu îți dublez suma. Și vedem, asta fiica mea s-a gândit, dar zic, dar trebuie să-mi aduci banii efectiv să mi-i dai în mână, să simți că îi dai. S-a gândit fiica mea vreo 2-3 zile, zic, vezi că a început oferta și a fost o perioadă la început cu 3% discount. Zic, trebuie să fie acolo pentru că e 3%, zic, la, banii ăștia ai câștigi. La 1000 de lei, de exemplu, 3% sunt 30 de lei pe care îi câștigi. Da. A, doar aici, așa, da. Am făcut acest exercițiu fiica mea și am întrebat-o, am zis, îți descarci aplicația Bursa de Valori București și te uiți și ne gândim ce facem. Da. O sun eu în prima zi, n-am putut să le iau pe numele ei, că e mai complicat să-ți faci cont pe numele ei, de-aia la titlul de stat junior e foarte bine că ai deschis cont pe numele ei, am luat pe numele meu, în ziua respectivă vede și a făcut un calcul sumar, așa, zice, a, deci câștig atâția bani, vinde-le, tata. Le-am vândut. Un pas mic, da, un pas mic, nu discutăm de sume mari, da, discutăm de faptul că am vrut să conștientizeze că trebuie să dea ea bani, să investească, i-a primit tot în... Cât te reușeai să o convingi dacă tai cam ce dividende plătește hidroelectrica? Mi-a și zis de la început că vreau să am banii aceștia într-o excursie pe care eu promisesem, atunci, pentru că luase la liceu și a vrut așa. Zic, ok, ăsta este un obiectiv pe termen foarte scurt. Eu de regulă nu recomand nimănui, nu-ți investi banii de excursie, banii azi pentru o excursie, pentru că s-ar putea să ai mai puțin într-o lună, două. Absolut. Da, și nu știi cum evoluează lucrurile și la urma urmei de ce trăim, nu? Exact, exact. Dacă adică ne pentru punem toate scurt, restricțiile doar pentru a investi... Da. Pentru termen scurt sunt suficiente variante monetare, depozite și așa mai departe. Și acum oricum dobânzile sunt destul de sus. Destul de sus. A nu ține banii la saltea, cum zice românul. Exact. Se pare că încă mai e o modă să ții banii la saltea. Că asta mai e o chestie pe care iar la fel nu am înțeles-o. Avem o instituție care se numește Garantarea Depozitelor. Fondul de Garantare a Depozitelor, sistemul bancar. Și când auzim de instituția asta, ne gândim că dacă ai un depozit, am auzit noi că te ai asigurat, dacă se întâmplă ceva cu banca respectivă, până la 100.000 de euro pe cont. Și atunci oamenii zic că, păi, ce să deschid eu un depozit acum? Dar ce nu știu și nu cred că am spus-o de prea multe ori cei care suntem în zona asta, e că și contul curent este, face parte din această garantare a depozitului, că și contul curent e tot un soi de depozit. Și oamenii nu știu, și preferă să țină bani în casă, că, domne, dacă am nevoie sau dacă se întâmplă ceva cu banca, nu pot să îi las acolo. Și în loc să îi pună într-un cont curent la care să primească și o dobândă, un depozit de-asta la vedere, și preferă să îi țină în casă, să îi aibă la îndemână mereu. Pe așa când este. Acum, cu toate aplicațiile astea, nu mai e nimeni care să nu primească plata electronică și chiar vrem să punem lucrul ăsta în legislație, să ai aceleași drepturi când lucrezi cu numerarul și când lucrezi fără numerar. Fără numerar, da. Știu că ai avut niște proiecte interesante astă primăvară legate de digitalizare, că suntem în era digitalizării și fără îndoială că nu putem fără să ne digitalizăm. Poți să ne spui așa două cuvinte? Digitalizarea este tot... Educația financiară este o soluție pentru a recupera aceste competențe digitale de care avem nevoie, pentru că serviciile financiare sunt toate electronice. Și dacă tu te descurci să intri pe aplicația BVB-ului, să vezi ce evoluții au
piețele în ziua respectivă, după care să iei o decizie cu acțiunile pe care le ai la brokerul tău, care e tot pe o aplicație, atunci vei avea suficiente competențe să înțelegi și cum se face un formular pentru obținerea unui certificat de urbanism de la o primărie. Aha. Sau pentru a completa un chestionar online sau a depune un CV online. Și atunci întăresc foarte tare nevoia asta de educație financiară, că uite, rezolvă două probleme. Unu, ce faci cu banii, doi, competențele digitale. Și revenind la treaba asta cu digitalul, am dat noi o lege în Parlament care interzice statului să mai ceară copii după documentele pe care tot statul le emite. Minunat. Noi n-aveam nevoie într-o țară democratică de o astfel de lege. Însă aveam nevoie de un impuls pentru stat să se optimizeze. Da. Statul nu a avea mentalitatea asta occidentală sau capitalistă. Stai că cetățeanul e cel care, pe care eu îl servesc ca stat, da? Și el își matriculează mașina pentru că mie îmi trebuie, nu că lui îi trebuie. Sunt foarte puțini oameni care aleg ce numere să-și pună la mașină, dar de cele mai multe ori statul are interesul de fiecare dată statul are interesul ca mașina să fie matriculată. Pentru că în momentul în care e matriculată, poți să-i dai amendă dacă a depășit, n-a respectat regulile exact. Și a depășit viteza, impozit, poți să iei impozit și așa mai departe. Asta se întâmplă cu toate serviciile astea publice. Statul este principalul cel care se interesează ca ele să fie și atunci nu trebuie să-l tratezi pe om că e interesul cetățeanului să vină să-și ia certificatul de căsătorie, că nu e interesul lui. El a luat decizia asta să fie fericit așa, dar nu vrea să ducă adeverință medicală și așa mai departe. Și tu atunci stai, trebuie să te gândești cum să-i faci viața mai ușoară. Și asta a fost una din acele imbolduri care îmi doresc foarte tare să se transforme într-un bulgăre de zăpadă, care să îi pună pe funcționarii publici, pentru că situațiile cu serviciile publice sunt toate diferite, adică chiar astăzi citeam o chestie că noi nu avem niște denumiri clare ale instituțiilor publice. De exemplu, ANAF-ul este în fiecare județ, dar se numește ANAF-ul peste tot. Și nu știi care e ANAF Ilfov, care e ANAF București. Okay. Dacă îl cauți după cui. Trebuie să te uiți la adresă sau la județ. Tribunalele. Există tribunale care se numesc județ? Tribunal plus județ. Da. Există doar denumirea de tribunal. Există tribunal plus numele localității în care e tribunalul respectiv. Da. Nu da. Este un cod clar, merotare clară, un nomenclator să poți identifica instituțiile statului. Și atunci avem această aglomerație așa de lucruri și revenind la serviciile publice pe care statul le oferă, la fel, același serviciu public pe care îl obții într-o localitate nu e identică procedura cu o altă localitate. Și de asta, fiind atât de diferite, primul lucru pe care noi ni l-am dorit este hai să îi forțăm pe oameni să gândească dacă ar avea nevoie de copia de buletin. Că ăsta e principala. Cea mai cerută. Când o scăpăm de copia de buletin, ea nu rezolvă nimic. Ea, în mintea funcționarului, cred că este că, domne, dacă am copia de buletin, înseamnă că șeful mă crede că omul ăla a venit să facă solicitarea. Și nu e așa întotdeauna. Nu, nici nu contează, nici pentru că toate datele sunt trecute pe o cerere, că ceri un serviciu public, îți treci toate datele din buletin și la final jos spui că sunt datele mele și ți-asumi și semnezi lucrul ăsta. Copia de buletin nu o semnezi. Dar funcționarul așa s-a cerut învățat, așa de întotdeauna, nu ne aducem aminte de ce, da? Și așa a rămas. Și așa a rămas. Cu tumă, așa a rămas. În condițiile în care funcționarul are acces astăzi la suficiente baze de date, ca pe baza CNP-ului, să poată să valideze identitatea ta. Că CNP-ul are o mare calitate, nu se schimbă, nu evoluează, nu se întâmplă nimic cu el. Unic. Da. Îl ai toată viața. De când te naști și până la final. De asta zic că de cele mai multe ori noi, din dorința de control a statului, birocratizăm, da? Vino și spune tu că ești corect. Vino și adum tu contractul de chirie pe care l-ai făcut,
dăm și o declarație. Și completează toate datele. Și care sunt aceleași peste tot. Na, apropo de asta cu datele, mereu am avut problema asta, de ce își cere și data nașterii și CNP-ul, că e CNP-ul acolo, când sunt acolo, se vede. Hai să spunem totuși că cifrele. Eu am prins, de exemplu, apropo de digitalizare, pașapoartele se obțin foarte repede, da. Cazierul fiscal se obține se obține în spațiu virtual în câteva ore, cazierul judiciar se obține pe loc. Da? Deci avem... Și gratis. Sunt, și că gratis. Și asta e o altă chestie. Mi-aduc aminte pe când plăteam, Google. Da, când plăteam, căutam taxe, căutam timbre judiciare pentru cazier. Pe care nu le mai găseai. Sau timbre fiscale pe care nu le mai găseai. Și acum, cu problema copiilor, că nu mai găsești centrele astea unde să mai copiezi. Da. Dar apropo de pașapoarte, aici trebuie menționat, chiar dacă podcastul e despre educație financiară, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă optimizarea. A fost o nebunie și pe la televizor au fost știri că sunt foarte mulți oameni când a început războiul care își au făcut pașapoarte și pe bună dreptate pentru a nu ști ce se poate întâmpla, să fii mereu pregătit, mai ales pentru copii. Și oamenii de la pașapoarte, pe care vreau să-i felicit pentru ce au reușit să facă, schimbând un singur indicator, au reușit din 600.000 de pașapoarte pe care le făceau într-un an de zile să ajungă la peste 2 milioane. Schimbând un singur indicator, neangajând resurse suplimentare, fără să aibă, nu știu, alte echipamente sau ceva, au schimbat un indicator. Indicatorul era nu 7 minute cu fiecare om pe care îl fotografiez și completez datele, 6 minute. Și reducând punând acest obiectiv și făcând programările oamenilor la 6 minute, au reușit să... mai multe pașapoarte. Da. Asta înseamnă să te preocupe, să fii atent ceva la date. Da? Și să vrei să schimbi ceva în bine. Da. Pentru că n-a costat de 3 ori mai mult. Da, așa este. Dar doar așa i-au făcut pe oameni să-și facă munca mai rapidă, pentru că George, beneficiem de lucrurile astea, de tehnologie. Cum se vede lumea asta financiară prin ochi, din ochii unui deputat? Se vede diferit? Se vede... Toți deputații în fiecare an votează legea bugetului. Iar elementele de educație financiară trebuie să fie foarte importante. Pentru că analizând bugetul țării și exprimându-ți votul tău, trebuie să-l dai și în cunoștință de cauză. Aha. Eu fac parte și din Comisia de Buget, îi țin locul lui Sebastian Burduja, care fiind ministru nu mai e. Nu mai poate să fie. Da, ei sunt cei care ocupă și poziția de ministri, nu au această obligativitate. Nu mai poate să fie membri în comisie. Da, poate să fie membri, dar nu au obligativitatea de a veni la Parlament având o agendă extrem de încărcată. Vedem la câte lucruri sunt acum în derulare la nivelul guvernamental. Și eu îi țin locul în Comisia de Buget și mai sunt și în Comisia de Industrie și în Comisia de Automatizare și Viitorul Muncii, dar în Comisia de Buget noi vedem foarte multe lucruri, toate serviciile financiare, tot ce înseamnă piața financiară, bancară, toate trec prin această comisie și atunci eu sunt atent la ele, fie că vorbim de asigurări, că toate lucrurile astea la urma urmei au o importanță foarte mare pentru toți cetățenii. La Gorj a crescut exponențial numărul persoanelor care și-au făcut asigurare la casă după cutremur. A fost un cutremur acum câteva luni. Da. Și abia după ce a fost acea zâlțăială... Asta după ce a fost în Turcia la începutul anului, a fost în Turcia. Acel dezastru. Și atunci oamenii au zis, stai că asigurarea asta obligatorie poate e bună, că uite, vecinul care avea asigurare a fost despăgubit. Eu trebuie să mă descurc. Și de ce să nu fac și eu la fel? Și atunci oamenii au început să fie conștienți de serviciile financiare, să se intereseze, să vrea să știe despre ele și cred că așa putem să facem pași în față. Și de asta zic că fiecare parlamentar ar trebui să aibă elemente de educație financiară în servieta lui, pentru că sunt foarte importante din perspectiva bugetară, din perspectiva impactului, toate legile noastre trebuie să le analizezi și din perspectiva asta impactului bugetar, da? Dacă faci o lege în care zici că toată lumea trebuie să câștige... Nu se poate. Bine, cineva e o glumă pe la noi acum prin Parlament că un partid, o formațiune politică mai...
vocală, nu-i dau numele, zice că ei vor să crească salariu minim brut, reducând taxele pe salariu. Și salariu brut este salariul înainte de a plăti taxe. Logic, da. O inepție, dar cu astfel de lucruri reușesc să-i păcălească pe oameni efectiv și să le câștige simpatia. De asta trebuie să fim conștienți și să facem diferența între net și brut, să știm taxele, să știm de ce plătim taxele, să avem pretenții de la taxele noastre ca simpli cetățeni și să le vedem, că asta este... Dacă nu plătim taxe, da, impozite, taxe, da, ce pretenții avem că există poliție, școală, spitale și așa mai departe? Nu pot exista dacă nimeni nu-și plătește taxele. Absolut, și aici nici nu poți să vezi efectele imediat. Că până construiești o școală, până îi formezi o comunitate de profesori, lucrurile astea durează. Și oamenii, pe bună dreptate, cele mai multe ori noi am ratat șanse. Cred că și adică ne-a costat lipsa de educație financiară. Nu ne-am dat seama. Am zis, nu contează pe cine votăm, lasă fie acolo oricine, nici nu mă duc la vot. Și după aia, bă, dar nu ne-a făcut drumul, nu ne-a făcut o școală, nu avem un parc. Pentru că nu te-ai gândit la lucrul ăsta. Așa este. În momentul în care conștientizezi, atunci faci primul pas pentru a rezolva problema respectivă. Mai era un termen conștiență financiară, știi? Sună, îl văzusem zilele trecute la cineva, apropo de educație, da, să conștientizezi. Sperăm și noi aici că în podcasturile următoare, în cele 50, pe care le facem cu ajutorul partenerilor noștri BCR, Bursa de Valori București și BT Asset Management, să punem umărul, să ne ducem către oameni să conștientizeze că e important să știe, să afle, să asculte și să citească sau să întrebe atunci când nu știu, pentru că nu le putem ști pe toate. Două lucruri vreau să vă doresc în acest podcast, vouă, ca echipă. Unu, să ajungeți cât mai repede la 1 milion de subscriber, să faceți primul milion. Mulțumesc. Și doi, să nu vă opriți la 50 de episoade, să continuați, pentru că e nevoie în permanență de educație financiară și dacă nu o fac cei care lucrează cu instrumentele financiare, nu putem să ne gândim la altcineva. Mult succes vă doresc! Mulțumesc, George! E o investiție care merită! Mulțumesc! Dragi prieteni, acesta a fost episodul numărul 1 al podcastului Vreau să știu educație financiară. Ne revedem data viitoare!